Asociația cetățenilor implicați în comunitate Iași va lansa joi 10 august a doua ediție a proiectului Tangoterapia și rolul său în recuperarea pacienților cu boala Parkinson. Inițiatorul acestui proiect este Anca Ciliac, instructor autorizat de dans, dansator și instructor de dans argentinian. Beneficiarii acestui proiect pot fi pacienți cu boala Parkinson cu domiciliul în Iași. Participarea la sesiunile de tangoterapie este gratuită, însă numărul de locuri este limitat. Tangoterapia și rolul său în recuperarea pacienților cu boala Parkinson, ediția a doua, are următoarele obiective. Sesiuni gratuite de tangoterapie pentru pacienții diagnosticați cu boala Parkinson, o amplă campanie de conștientizare a populației asupra problematicii bolii și a impactului psihosocial și economic în societate, dar și elaborarea și publicarea unui ghid de buzunar de informare. La prima ediție, peste 1000 de persoane au fost implicate în campanie.